que ni se pasa mai departe. Adică, crezi că sunt cu simțământul ei? De cum ai văzut? Ia, ia. Ia. Bă, așa, ia. La dumneata. Hai, bă, da. Dar bine, îți mai spun cu pahara, da? Și pe atunci, ce s-a apucat tremurătul de parcă și înainte de examen. Aola. Ce socul ți-ai ales? Treaba e că trebuie să-mi hotărăsc. Dacă mai stau mult pe gânduri și dacă mă tot codesc, așteptând să cadă o dragoste ideală sau o femeie. E făcut o poftă și nu. Nu mai spun niciodată. Da? Și nici nu mă spun să nu mă spun se poate, nu? Adică, unul la un acțiu, 35 de ani, vârstă cum s-ar zice critică. Doi. Aia, fufor. Fufor. Nu de fapt, nu. Sufăr de bătăi de inimă. Am întâlnit apatitate și tot timpul grozat de agitare. Dar așa mai fost cu somnul. N-a apuc bine să ador, când se pune ceva aici, în coasta dreaptă, de un răspunde de un număr și cap. În avem de durere alerg prin odaie, până trece. Ori am așez din nou și iar. Și așa de 100 de ori la lucru pe care noapte, nu pot să mănânc. Nu pot să mănânc. Uite, pământurile noastre se vecinează între ele, da? Da. Adică, poiana boilor a mea
E măgintă de pe secretul tale și de plaștina asta. Dar ia, iartă-mă că te rog. Ai spus poiana boilor a mea. Dar ce, poiana a tumii tale? Da. A mea. Cum e mea, Vasilievici? Poiana boilor e voastră, nu e a tumii tale. Stimabile Natalia Săpanovna, a mea. Iva Vasilievici, de când mă rog să apuc pe a tumii tale? De unde e ea? Cum de unde? De unde? Păi, eu vorbesc de chinul ăsta. Da. Dintre mese treci dumneavoastră și mlaștina asta. Asta e poiana mea. Bine, asta e poiana mea. Ba, nu știu, mai bine la tare, Stefano, mai bine la ta greșești. Bine-ți-o fire, Ivan Vasilievici. De când mă rog s-a făcut poiana asta dumii tale? Cum de când? Păi să tot fie alea de când mă știu. Să avem iertare, dar nu-i așa. Bun, da. Aveți dreptate. A fost mai demult o ceartă pentru această poiană, da? Așa. Dar acum toată lumea știe că poiana poilor e mea. Ce? Bunica mă deși nimeni. Atunci folosiți această poiană. Da? Țăranii lor bunicului tatăl dumii tale. Fiindcă eu sunt niște cărămide. Țăranii bunicului tatăl dumii tale s-au folosit de ea vreme de 40 de ani, dar apoi când a ieșit de ea... Nu-i deloc așa! Nu-i deloc așa! Cum spui dumneata Ivan Vasilievici. Și bunicul meu și străbunicul meu s-au băteau că pământul lor se întinde până la mlaștina arsă. Asta înseamnă că și poiana boilor tot a noastră era. Dar nici nu înțeleg ce discuție mai poate încă pe aici. Dar hai că mi-e și ciudă, zău! Ivan Vasilievici, dumneata ori glumești, ori vrei să mă recășești. Eu la cura ca asta chiar nu mă așteptam. Adică noi stăpânim pământul ăsta de aproape 300 de ani și deodată vii dumneata și declar că nu e al nostru? Iartă-mă, dar mie nu vine să cred ce mi-am udut urechile. Eu una nu țin deloc la pământul ăsta, nu știu să fie acolo 5 de seatile care să facă mașina de 300 de ruble. Însă ceea ce mă supără pe mine e nedreptatea. Poți spune ce-o-i dori, însă nedreptatea nu o pot suferi. Domnișoară, nu! Domnișoară, nu! E deja fost aia tot înțelegere. Adică țărarii bunicului dumitare s-au făcut de 40 de ani. Pentru că bunica mătușii mele, dar... E cu bunica mătușii care nu trebuie băută din toată povestea asta dumitare. Eu știu una și bună. Boia la boilor e a noastră. Și gata. Baia mea. Baia noastră, Ivan. Baia mea. Dacă ți-ai curăt tu 15 fracuri și mi-ai dovedit-o 20 de zile și tu nu mă convingi, da? Eu nu răfinez la ceea dumitare. Dar nici nu vreau să dau din ceea meu. Tu le-ai făcut ce vrei. Ia unde vrei. Nu-ți-o păbărui eu că doar a mea e Ivan Vasilievici. Ivan Vasilievici, mie toată afacerea asta mi se pare cel puțin ciudat. Noi până acum te-am considerat un vecin bun, prieten chiar, iar atâția ani pe anul trecut. Ți-am împrumutat ție batoza noastră și din pricina ta am terminat cu trei ratoapia noiembrie. Și acum vii și te porți cu noi când te-ai purtat cu niște golani? Îmi dăruiești mie pământul meu? Iartă-mă, Ivan Vasilievici, dar asta nu ai purtare de vecin bun. Dacă vrei să știi, după mine asta e curată cu obrăznicii. Poftim! Adică, după părerea dumneavoastră, sunt un uzurpator? Da! Domnișoară! Vine-ți în fire, eu n-am luat niciodată pământul nimănui cu jeapca și nu o să las pe nimeni să fac cuze de asta, da? Păi aia, voi nu i-am dat! Păi aia, voi nu i-am dat! Păi aia, lasă-l să-l pe discuție! Chiar astăzi o să și eu să fie acolo! Ce face? Da, chiar astăzi o să fie acolo? Acolo o să fie astăzi! Iau de câcă și iau de acolo, da? Păi să-l răfnești dumneata! Ai înțeles? Poți să te agiți și să bârli până ce-ai răbușit. Dar la dumneata acasă, aici mă rog dumii tale să te stăpânești. Păi ala, băi, lor, e a mea! Păi a noastră, Ivan! E a noastră! Dacă țăranii bunicului meu n-au dat nimic în schimbul bunicii, mătușichii și așa mai departe, e tocmai că pe atunci era o neînțelegere în legătură cu
departe. Dar acum, mai poate că dai și legea. Păi pune și câinii știu, domne, că e aia noastră. Iar eu o să vă dovedesc că nu e așa, da? Ba da, să vă, n-ai să vă dovedesc. Ba da, o să vă dovedesc. Ba nu, drăguță! Dar de ce am răgnit? Păi furăm de tele, nu rezolv nimic. Uite ce, eu nu râmnesc la cea vitale, dar nici n-am decât să renunț la cea vreme. Păi de ce aș face asta? Dar dacă am ajuns până aici, când să pui în discuție cu Iana Boilor și așa mai departe, păi mai bine o dau țăranilor dumneavoastră, uite așa, decât să-ți o dau și tare. Fim, domnule, ce drâmna ta trebuie să dăruiești pământul altuia? Lasă-mă să știu mai bine dacă am să mă îndrept. Dar te rog frumos! Te rog frumos, eu sunt mai vârstă ca lumea ta și nu sunt învățat să vorbească mie cineva pe tocca asta, da? Și te rog frumos când vorbești bine, nu te mai faci tare! Așa mai departe! Adică, pământul meu. Și dumneata spune că e autoritate, da? Și trebuie să mai duci cu mine să nu așa să mă zimica. Știi ce e asta după mine? Asta e curat o prostecie. Știi ce e dumneata? Ești un uzurpator! Da, 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 trimite, trimite, tată, o cosa și înapoi aia. Cum ai zis? Uzurpator. Foia neapărăie voastră și mă dau, 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 fața și da, da. Păi da! Păi nu vă știu eu pe toți ăștia din neamul romovilor că umblați tot timpul cu chichițe și cu judecăți? Te rog! Te rog să faci bunătatea să nu te vin cea din neamul romovilor, da? Noi toți și din neamul romovilor suntem oameni cinstiți! Da? Dar tu ați fost un acuzat de la teatru pe cuvântul unitare, da? Da, toți din neamul dumneavoastră al romovilor să mintești mintiți! Da, toți, păi, da, toți, da, toți! Păi asta bunică, tu bunică, tu nu vei vestigea! Iar mă duc și ca dumitale, Nastasia Mihailovna. Păi n-a fugit cu un arhitect și așa mai departe? Da, și mă duc uitare mie la strâmbă! Mama! Apă! Apă, măi, dacă, dacă a fost un cartofor și un mâncău! Iar mă duc ăștia la o bârfitoare, mai rar vezi dacă a fost. Vrei să mă duc la spălăria? Mi-a scăpat pălăria. Ai pălăria. Viță. Viță. Ha ha ha!
Și nu mai zic de bani. I-am dat lui Miros pe 125 de rume. Da, măi, Ivan Vasilievici, dar l-ai plătit mai scump decât face. Eu să cocui foarte ieftin, da? E un câine strajnic. Da, nu știu, tata a dat pe otcataia nostru 85 de ruble și otcataia e mult mai bun decât ugataia. Otcataia e mult mai bun ca ugataia. Hai că mă fac să îmi place la tine. Otcataia e mai bun ca ugadai? Sigur că e mai bun, Ivan. E adevărat. Otcataia e bucățelanul lui Samuel Căpărul, însă în ceea ce privește trupul și libertatea mișcărilor, păi cu e mai bun are nici bolcianeți. Stimabilă Natalia Stepanovna, dumneata, uiți că la otcatea dumitale, fă cine nu se acoperă. La câinii buni nu se poate așa ceva. Să se acoperi? Da. Că i-am luat așa ceva. Te asigur eu că falca lui de jos e mai scurtă decât a de sus. Deci e măsurată? Da, măsurată. Bine, bine. De ajuns un altul din urmă poate să-l ajungă. Dar să-mi mășin hațe. Întâi și întâi, Ivan, otcataia noastră e câine de rasă, da? E o gari cu părul lung, fiul lui Zamregai și al stamețării. Pe când un roșcat din tale bălțat, nu prea te poți prinde de unde se face. Și apoi e bătrân și urât foc, eu pot și fac de imagi. Bătrân, bătrân, dar nu dau pe cinci otcataie din tale. Dar se poate așa ceva? Dar se poate așa ceva? Păi, ugadai, mai zic eu că e câine, pe că otcataia din tale, știi ceva? Câini, otcataia din tale găsești la orice vătap de câini. Mai mult de 25 ori nici nu face, să știi. Ivan Vasilievici, asta a intrat Duhul contrazice din dumneata. Întâi născocește Poiana Boiler, iar dumitare. Când nu e așa. Apoi că otcataie mai prozent cu ugadai. Auzi, știi ceva? Mie nu trag oamenii ăștia care una gândesc și alta vorbesc, da? Știu foarte bine că otcataie e de 100 de ori mai bun decât ugadai. Ce mă mai tot contrazici? Băi, de 100 de ori mai prost, da? Domnișoare, te rog frumos să termin cu discuția asta, eu am palpitații, nu mai pot. Palpitații, de-aia zic. Ia să vă zic, băi, cuvători ăștia, cu cât vă pricepeți mai puțin la ceva, cu atât vă lăgeți mai mult. Hai, palpitații. Domnișoare, te rog frumos să taci. Nu taci! Ce rog taci? Nu taci, că rămâne cu mașul ca ta e 100 de ori mai bine și prostă la un dumitare de băi, 100 de ori mai prost, din punctul meu de vedere, prostă
Ia! Aule! Dă cuvintul dumitare că un bărătare nici măcar n-are nevoie să trate, că e deja o mărtăciune! Și arătați! Muta, fii de muta! Nu trebuie să te iei de muta! 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 Ce este acolo?
Mai mai bun. Mai mai prost. Mai mai bun. Mai mai prost. Mai mai bun. Mai mai prost. Mai mai bun.